Știați că România beneficiază de un potențial energetic solar de aproximativ 1400 de kWh per metru pătrat pe an? Soarele fiind o sursă inepuizabilă de energie nepoluantă? Utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și neregenerabile și protejarea biodiversității sunt prioritare pentru România. Municipiul Alba Iulia își aduce aportul la operaționalizarea obiectivelor strategiei energetice naționale prin dezvoltarea de metode de producție și consum durabile. Utilizarea unei tehnologii ecoeficiente contribuie la reducerea pierderilor de diversitate biologică. În același timp, înlesnește și atingerea obiectivului general al programului operațional sectorial de creștere a competitivității economice, creșterea productivității companiilor românești în conformitate cu principiile dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene. Astfel, România va putea atinge, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității Uniunii Europene. Prin axa prioritară 4, creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice. Suntem primul oraș, prima localitate din România care am semnat un asemenea contract. Ne preocupă aceste lucruri pentru că este obligatoriu, dacă avem această posibilitate, să aducem banii și din lumină să facem curent. Acest proiect face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Alba Iulia, enunțând în capitolul dedicat energiei una dintre prioritățile foarte importante pe care municipalitatea noastră o are pentru termen mediu și lung, și anume să fie o municipalitate care oferă mult verde locuitorilor orașului Alba Iulia și un comportament protectiv față de mediu. Problema energiei este o problemă mondială și noi voiam ca Alba Iulia să devină la acel moment capitala energiei verzi din România. Trebuie să înțelegem că soarele este o sursă nelimitată de energie, energie pe care, dacă o știm capta și valorifica, ne va aduce mari beneficii, nu doar nouă, ci mult mai multe copiilor și nepoților noștri. Important este că administrația locală din Alba Iulia a înțeles lucru și a realizat o instalație de generare cu panouri fotovoltaice de o putere instalată de 258 de kW, care va produce 305 MW anual de energie. Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia a ales implementarea proiectului de asigurare a sustenabilității energetice din surse alternative în 4 imobile cu funcțiuni sociale, educaționale și administrative: Căminul pentru persoane vârstnice, Centrul de zi, Colegiul Dorin Pavel și Direcția Programe. Este vorba de clădiri administrative care ar putea să fie date ca și exemplu pentru cetățenii orașului privind sustenabilitatea energetică a orașului nostru. În Colegiul Dorin Pavel învață peste 1300 de elevi, iar la Direcția Programe activează profesional 25 de experți locali în managementul proiectelor de finanțare nerambursabilă. Centrul de zi pentru persoane vârstnice și în Căminul pentru persoane vârstnice își petrec timpul liber peste 800 de persoane. Independența energetică a acestor instituții, în ceea ce privește consumul propriu, a fost obținută prin montarea a peste 1700 de panouri fotovoltaice pe acoperișurile celor 4 clădiri și a 22 de colectoare de căldură în cazul căminului pentru persoane vârstnice.
Energia produsă de aceste panouri fotovoltaice de 150 W este transformată în curent alternativ prin intermediul unor invertoare, la tensiunea de 230 V. În funcție de capacitatea echipamentelor instalate, factura de curent și gaze naturale poate ajunge la zero, ducând la o economie foarte mare pentru bugetul local. Este o noutate, trebuie să recunoaștem acest tip de proiect și sperăm să aducă un impact pozitiv și să reducă cât mai mult cheltuielile cu administrarea pe aceste clădiri publice. Facem economii prin acest proiect de peste 80.000 de euro, bani care vor fi folosiți tot în verde, în tot ceea ce înseamnă verde. Folosirea energiei alternative pentru aceste locații duce la o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu peste 400 de tone pe an, ceea ce în 30 de ani de funcționare a sistemului înseamnă peste 12.000 de tone de dioxid de carbon. Proiectul n-ar fi fost dus la bun sfârșit fără marea echipă de profesioniști care a stat în spatele lui. Și asta înseamnă omul cu ideea, cei care au realizat cererea de finanțare, care au obținut fondurile, cei care în momentul acesta îl pun în aplicare. Realmente am beneficiat de o echipă extraordinară pentru implementarea lui. Municipalitatea din Alba Iulia a fost prima autoritate publică locală din România care a semnat un contract de finanțare prin intermediul programului operațional sectorial de creștere a competitivității economice, care a dus mai bine de 2 milioane de euro în comunitatea noastră. Atât pentru finanțator, pentru autoritatea de management, cât și pentru orașul nostru am fost un proiect pilot. Ne așteptăm și dorim ca acest proiect să fie un exemplu care să fie replicat atât în domeniul privat, de către cetățeni, de către firme private, astfel încât noi să putem avea un viitor sigur și un viitor pe care noi să-l putem face frumos copiilor noștri. Pentru că Alba Iulia este orașul cetățenilor, am căutat să aflăm și părerea lor cu privire la această investiție. Legat de investiție, nu știam exact. Am văzut oamenii când a venit aici și a început să lucreze. Mi se pare o investiție bună. Se produc multe economii. Bine că cineva se gândește la un viitor verde pentru copiii noștri, cum să nu. Strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia reprezintă o acțiune de concretizare și de concertare a voinței comunitare cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a municipiului. Un oraș verde, un oraș atractiv, un oraș în care să se poată trăi cât mai bine și cât mai sănătos. La aproape 100 de ani de la scrierea în piatră a primelor drepturi de libertate, municipiul Alba Iulia, orașul cetate, redevine prin această inițiativă un exemplu la nivel național privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile. Municipiul Alba Iulia deschide din nou drumul către un viitor mai bun.